Dacă ești un jucător de șah începător, probabil nu ai aceleași mutări la începutul meciului. În videoclipul de astăzi îți voi prezenta 3 sfaturi de care să ții cont la începutul fiecărui meci. În fiecare partidă, încearcă să controlezi centrul tablei, care este format din aceste pătrate. Motivul pentru care sugerez asta o să ți-l explic în următoarele secunde. Să luăm drept exemplu un cal. Dacă îl așezăm în unul dintre colțurile tablei, putem observa că are doar 2 câmpuri libere în care poate muta, însă dacă îl așezăm în centrul tablei, acesta are 8 mutări disponibile. Să facem același test și cu un nebun. Dacă îl așezăm într-unul din colțuri, are 7 mutări disponibile, dar dacă îl ducem în centru, are 13. Un alt sfat pe care aș vrea să ți-l dau este să-ți duci din primele 2 mutări pionii în centrul tablei. Știu că foarte mulți dintre voi primele mutări le faceți ba din pionii din margine, ba cal, ceea ce nu este deloc greșit să-ți mulți caii pe C3 sau F3, însă te-aș ruga să nu o faci pe margine. Și după ce ți-ai dus ambii pionii în centrul tablei, poți muta caii sau nebunii în felul următor. Și astfel ți-ai dezvoltat piesele și după cum poți vedea, ai o grămadă de mutări disponibile pe care le poți face cu nebunii sau chiar și cu caii. Un ultim sfat pe care aș vrea să ți-l dau este să faci rocada mică cât mai repede. Haideți să facem un exemplu de meci, mutăm pion E4, oponentul nostru mută și el pion, noi mutăm cal, aceeași mutare o face și el. Mutăm nebun de 3, oponentul nostru mută cal și după cum puteți vedea, aici putem să facem rocada mică. Și dacă tot am făcut-o, vă sugerez să nu mutați aceste 3 piese niciodată. Dar aveți grijă întotdeauna să nu fie atacați unul dintre acești 2 pioni de către regină în felul următor. Să zicem că regina se află undeva pe aici, este protejată de cal și dacă mută aici, după cum puteți vedea, avem șahmat. Acestea au fost cele 3 sfaturi pe care te-aș ruga să deții cont atunci când începi fiecare meci de șah și în partea dreaptă ți-am lăsat un alt videoclip pe care să-l urmărești cu plăcere. Ne revedem acolo!